Stimați colegi, eu vreau să salut eforturile dumneavoastră de a recunoaște o mare eroare legislativă admisă aici în Parlament și care ar fi putut avea un impact grav asupra sănătății cetățenilor. Eu sper să votați fără ezitare acest proiect de lege pe care vi l-am propus, care și are ca scop să readucă lucrurile în albe a normalității în acest caz concret. Noi ne bucurăm că argumentele noastre și ale societății civile au fost într-un final auzite și dumneavoastră ați acceptat să inițiem această discuție. Vă propun însă să nu facem această discuție superficial, dar să intrăm în esența lucrurilor, să vedem de fapt cum ne-am pomenit în această situație. Stimați colegi, eu nu sunt specialist în drept penal, dar după mine s-a produs ceva ieșit din comun. S-a produs o tentativă de crimă și cu certitudine, o fraudă, toate acestea fiind rezultatul distorsionării severe a procesului legislativ. Lipsă totală de transparență în dezbaterea proiectelor și împiedicarea deputaților de a analiza adecvat legea. Această prevedere legislativă, cât nu este de straniu, iată și pentru mulți colegi din colegi de-ai noștri, au apărut în documentele de politică fiscală pentru 2014. Sigur că mulți din voi își pun întrebarea ce are comun cu politica fiscală. Nu are nimic. Cum a apărut acest subiect în politica fiscală? Rămâne un subiect pe care sper să-l examineze organele de anchetă la care ne-am adresat. Dar până atunci, până când organele de anchetă se vor clarifica, eu cred că trebuie să ne clarificăm mai întâi noi cu toții aici, stimați colegi. E nevoie să clarificăm pentru ca să nu se repete astfel de situație. A fost tolerată situația cu cazinourile, stimate coleg Ioniță, iată că astăzi am ajuns să suportăm consecințe mult mai severe și periculoase. Nu este normal să nu avem niciun responsabil, să nu facem concluzii din acest caz. Prevederile de a permite importul deșeurilor periculoase, pe care încercăm astăzi să le anulăm, au fost inserate în legea de amendare a politicii fiscale în lectura a doua. Cel mai interesant, straniu și dubios este că nu avem un autor concret. Aceste amendamente au fost înaintate chipurile din numele Comisiei. Cele mai controversate aspecte ale politicii fiscale au fost înaintate anume din numele Comisiei. Accizele la mașinile de lux, diminuarea acestora, plafonarea taxelor locale, iertarea datoriilor unor agenți economici privați, și vreau să vă spun că Glorinal nu este unicul agent economic privat care s-a iertat datoriile, finanțarea sectorului asociativ și a culturilor religioase din contul la 2% din impozit datorat de către persoane fizice, reguli noi de impunere a mărfurilor care intră în țară din regiunea transnistreană și multe alte, 10 la număr, care au un impact economic și social, au fost inserate în lectura a doua. Majoritatea deputaților, inclusiv și eu, am aflat despre aceste amendamente abia după ce acest document a fost publicat în Monitor Oficial. Aceste lucruri nu s-au discutat nici în cadrul comisiilor, nici în plenul Parlamentului. Nu a existat avizul Comisiei de Specialitate. Nu a existat avizul Guvernului. Ele nu au fost puse în dezbatere publică. Când a decis Comisia să introducă astfel de amendamente? Nu există niciun proces verbal că Comisia ar fi decis să introducă astfel de amendamente, o spun cu toată certitudinea, și cercetările noastre preliminare denotă acest fapt, că acest lucru a fost inserat în mod unipersonal și majoritatea colegilor nu au cunoscut despre acest fapt. Stimați colegi, procesul legislativ a fost trucat, a fost fraudat, iar forul legislativ a fost dus în eroare și noi vă propunem să facem lumină în acest caz, să nu tolerăm această situație. Eu nu cred că este normal să se întâmple așa ceva într-o țară care pretinde a fi una democratică, care pretinde că respectă principii și valori democratice și europene. Eu propun să creăm o comisie de anchetă care să elucideze circumstanțele aprobării politicii fiscale în 2014 și în special în ce mod a fost discutat ea în Comisia de Specialitate. Noi, cei membrii Comisiei de Specialitate, am primit o sinteză de amendamente
expusă pe 300 de pagini cu 5 minute înainte de ședința plenară a Parlamentului. Ea a fost supusă automat votului și nimeni nu a reușit să intre în esența acestor amendamente. Eu propun să facem această comisie de anchetă și să elucidăm această situație. Să abrogăm politica fiscală și să o dezbatem din nou. Asta este propunerea noastră. Există deja 10 de legi înregistrate în Parlament care vin să corecteze politica fiscală din anul trecut. Sunt câteva legi care sunt foarte urgente, cum ar fi cea pe care o prezentăm astăzi acum, cum ar fi cea care ține de plafonarea taxelor locale, dar și cea care a diminuat într-un mod abuziv accizele pentru automobilele de lux. Aceste proiecte de legi, noi le propunem să le examinăm în mod urgent și să revenim la abrogarea legii cu privire la politica fiscală pentru anul 2014, să revenim la dezbaterea ei în lectura a doua, pentru că să nu așteptăm ca pentru fiecare amendament Curtea Constituțională să se expună că el nu este constituțional. Deja avem suficiente precedente. Eu cred că toate argumentele care au fost folosite de Curtea Constituțională în anumite amendamente, ele vor fi folosite și în celelalte cazuri. De aceea, eu cred că noi trebuie să abrogăm politica fiscală 2014 și în mod urgent să facem acest lucru în mod calitativ și să revenim la dezbaterea acesteia. Până atunci, spuneam, există subiecte de urgență pe care le-aș fi propune chiar astăzi. Noi am încercat ieri să le propunem ordine zilei, dar ele, spre regret, nu au fost acceptate. Și cel mai important, stimați colegi, eu vă propun să revenim la normalitate în general în procesul legislativ. Să fie organizat, stimate domnule președinte, procesul legislativ astfel încât fiecare deputat să-și poată realiza obligațiile în mod calitativ. Noi dorim să cunoaștem agenda din timp, să dezbatem proiectele de lege în mod transparent, să ne ascultați uneori și pe noi cei din opoziție.